Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la podcastul produs de municipiultrgoviște.ro, Oamenii Cetății. Sunt Gabriel Cristache și, ca de obicei, în fiecare săptămână ne întâlnim cu oameni noi, oameni care au un cuvânt de spus aici în Târgoviște, oameni pe care îi cunoașteți, de care ați auzit și care au multe, multe, multe de povestit. Surpriza în această zi este Marian Grigorescu. O facem așa. Bună ziua. Gringo. Hai, că Gringo. Toată lumea te știe de Gringo. Dacă... Da, sau Grigo. Sau Grigo, da. Eu te știam de Grigo pentru că noi am cam crescut împreună. Da. Tu pe micro 9, eu pe micro 8. Salutare. Cartiere surori. Cartiere surori, da, da, da. Și să nu spunem că am făcut și Carabela împreună. Tu erai cu un an mai mare. La școală, de fapt. Asta e surpriza noastră de astăzi. Și aș vrea să încep așa cu dialogul pe care l-am avut un pic la telefon când te-am sunat și te-am invitat la podcastul nostru. Și mi-ai zis... Acum 2 ore. Acum 2 ore, da, te-am luat și din scurt ca să nu poți să te dezmeticești. Și ai spus, păi, de ce mă chem pe mine? Păi, și eu ți-am spus, păi, cum, de ce? Păi, Grigo, tu ești de o viață pe aici, avem și noi o vârstă, așa? Tu știi tot ce s-a întâmplat până în orașul ăsta... și underground și la vedere dinainte de Revoluție și după Revoluție. Și prima idee pe care am avut-o a fost în minte că tu ești cel mai în măsură să ne povestești cum s-a schimbat cetatea noastră în ultimii 30-40 de ani, cum a evoluat sau a involuat. Să ne amintim împreună de acele vremuri de pionierat în antreprenoriat, ca să-i spun așa, de după 1989. Eu mai am niște lucruri pe care pot să le spun despre tine. Spre exemplu, sunt sigur că ești târgovișteanul sau dâmbovițeanul care a fost la cele mai multe meciuri ale echipelor naționale și mai ales de fotbal, dar nu numai de fotbal, dar spunem că fotbalul e pe primul loc în lumea asta. Ai fost după echipa națională cam peste tot. Mai puțin în 90. N-am putut să ajung în 90 la campionatul mondial. A fost prea în scurt. Și... În 90. Aveai treabă că pe primele te duceai mai până Turcia, mai până în Cehia, nu? În Turcia și în Cehia și Olanda. Am dus mașini din Olanda în 90. Ai erai preocupat, dar n-ai avut timp de fotbal atunci. Începuturile business-ului în România, în general. Și mai toți au început cu Turcia. Eu pe 8 februarie 90 eram în Turcia. În pe 8 februarie, nu? Da, da, da. Păi am văzut când... Au fost câțiva înaintea mea, câțiva băieți din oraș. O săptămână au fost înainte. Eu am plecat singur. Țin minte că am luat mașina tatălui meu, zis că plec la București. Cu Dacia. Cu o Dacia, da. Păi da, da, fost am plecat. N-aveam hărți, n-aveam nimic. Nu era GPS, nu era... GPS, frate, nu erau nici hărți. Ne țineam după mașinile, tirurile turcești cu numere de Istanbul. Aveau 34 la număr. Da, și acum sunt la fel, da, da. Da, da, da. Și în Bulgaria, țin minte, toată noaptea am condus. N-am văzut 3 becuri aprinse pe stradă. Deci, gândiți-vă cum erau bulgarii. Cred că stăteau mai rău ca noi la perioada respectivă. Și cu energia electrică și cu indicatoare nu existau decât Sofia și atât. Istanbul nu exista și mai întrebam, mai găseam o mașină oprită, nu existau stații de benzină decât 2 închise, bineînțeles. Am avut benzină, am luat la ruse, de la ruse și am ajuns până la Edirne. N-aveai și în portbagaj acolo o canistră, 2? Nu, că nu te lăsau să intri în Turcia. Am uitat. Da. Că ai fost și tu. Am fost și eu, da. Dar și, noi, eu mai ca săraci, așa, cu autocarul, nu cu mașina personală. Am condus până în Istanbul, fără oprire. Am oprit în vama. Când am intrat în vama de la Edirne, țin minte, aveau 17 linii de intrare și lumină, ca acolo nu văzusem nicăieri. A fost șoc, mai văzusem în Ungaria, un an, doi înainte, fusesem într-o excursie în Ungaria, la Debrețin. Și așa. Țin minte că acolo am văzut un oraș luminat, dar ca aici nu văzusem așa ceva. Eram fascinat. Și 17 linii. Noi aveam la Giurgiu o singură linie de ieșire din țară și una de intrare, iar ei aveau 17 pe ambele sensuri.
Mi-aduc aminte de autostrăzile lor luminate, că ei aveau atunci... Nu era, era doar o porțiune, o porțiune mică, da, în Edirne și apoi la intrare în Istanbul. Când intrai așa... Da, nu făcuse autostradă. Erau vremuri interesante, dar de aia s-a pus și șocul, chiar de după 1989, foarte mulți români mergeau acolo și pentru business, dar mulți au plecat acolo și la muncă atunci. Deci chiar... Da, eu am plecat pentru business și... Da, a fost an frumos. Toată... Da, după care... Mulți antreprenori târgovișteni au făcut asta. 12 săptămâni consecutiv, Istanbul. Cu mașina aia, cu Dacia. Mașina, cu Dacia. Erau mașini fiabile. După te care... face reclamă acum. Apoi s-a apucat toată lumea să vândă marfă turcească, eu m-am oprit. Da, te-ai trecut pe Cehia. Am fost în Cehia, după aceea am avut mașini din Olanda și Germania. Ne mai aduceai și nouă lucruri pe în cămin, așa, eram în regie și ne mai opreai și la noi. Ți era drag. Stat 2 ani acolo. Da. Cu da. Răposatul Tipușan și cu mai mult Cătălin Țica și colegii tăi cu... Prieteni care mai sunt, prieteni care ai nu mai sunt. Ai făcut mecanică agricolă. Țin minte că ziceam Jorge. Da, asta e porecla ta. Asta e porecla mea. În facultate. Prietenii apropiați, așa am spus și acum, Jorge. Dar apropo de Grigo și Gringo, că am plecat de la Grigo și am zis la Gringo, așa ai și brandurile tale și mai aveai tu niște chestii. Păi în 91 mi-am făcut firma Gringo SRL. Am zis să sune mai americanește, așa. Tu știi cam tot ce mișcă pe aici. Cum era viața înainte de 1989 în Târgoviște? Ne cunoșteam toți. Toți cu toți, ca să zic așa. Era, era o lume foarte era mică atunci, nu? Mică, da, da, da. Nu prea aveam ce face în weekenduri. Bine, weekendul presupunea sâmbătă seara și duminică. Sâmbăta era zi de lucru în România atunci. Acum weekendurile încep vinerea. Sunt mai lungi, da. Țin minte că sâmbătă seara era promenadă. Ne plimbam, plecam de la Valahia, la Hotel Dâmbovița, Bulevard, Casa Dâmbovițeană și Brotăcei. Brotăcei atunci era fascinant. Dar nu plimbare prin fața lor, ci prin interiorul lor, așa. Și prin interior. Da. Petrecerile alea frumoase de înainte de 89, nu? Studenții, da, erau, asta era perioada aia acasă, studenție. Da, da, da. Și ne întâlneam, povesteam. Confetăria Boulevard era un loc așa de îndrăgit. Atracție. Și Casata. Și Casata, da, corect. Și Casata. Uita, sunt de Casata. Și Casata. Și Barul Intim. Mai barul ținite intim, Barul Intim? Ăla era... Chiar era lângă, top. Lângă Casa Sindicatelor. Era top. Da, era top acolo. Chiar lângă Casa Sindicatelor, da. Da. E o bancă pe acolo acum. Ce vremuri. Dar petrecerile alea care se făceau în apartamente, în case acolo, ceaiurile alea, le spuneam noi pe vremuri, eu am rămas așa cum niște amintiri. Și revelioanele pe care le făceam pe la vile, pe la pe unde reușeam și noi să închiriem, pe unde ne mai descurcam, că pe vremea aia mai existau niște întreprinderi care aveau niște vile de protocol, de protocol. Și corect. Ne descurcam. Unul din grup tot avea acces acolo. Cele mai tari petreceri erau. Cele mai tari petreceri. Dar probabil că eram și noi mai tineri și astea erau. Majoratele au fost iar cheia succesului. Deci am majoratele acolo se... Erau vremuri bune și asta e, toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Ce a urmat? După Revoluție a fost așa o explozie de de antreprenoriat, să spunem. Fiecare a încercat să descurce și au început să apară și oameni care fac bani. Dar cred că primii ani au fost excepționali. După care s-a întâmplat ceva. Pentru că la ora asta, în Târgoviște, noi avem foarte mulți oameni care au cariere, care au reușit în viață, dar care au plecat din Târgoviște și de care nu mai știm nimic. De când am făcut acest proiect Oamenii Cetății, am încercat să facem o listă cu niște oameni care, cum spuneam, au reușit în zona în care s-au dezvoltat și către care au plecat așa să-și facă o carieră
și să-i aducem, să-i cunoaștem cu toții, ca ceilalți oameni ai cetății să-i știe și să-și amintească de ei sau să-i cunoască. Și cu surpriză, cu fiecare om cu care m-am întâlnit și am stat de vorbă, am descoperit niște oameni, niște valori, niște oameni ai cetății care au niște rezultate excepționale, de care nu mai știm, doar câțiva oameni din generația lor i-au urmărit și care sunt în lumea largă, care sunt în București, care sunt... uneori avem surpriza să avem niște oameni și pe aici, în Bobița, care nu ies așa de tare la înaintare, dar care au povești... Cunoscuți. Nu sunt cunoscuți. Nu vor, probabil. Dar au povești de viață superbe. Unde sunt oameni? Și colegi de-ai noștri, hai să ne gândim la Carabela, ce să spunem, de Nicu Croitoru, de exemplu, colegul meu, care este antrenorul echipei naționale de juniori, la una din echipele de juniori, și antrenorul echipei Politehnica Timișoara. Acum, da, el a fost și a avut rezultate foarte bune și cu la Chindia Târgoviște. La Chindia, i-a dus în divizia. Ghinion nu l-a dus în divizia. Da. S-au ratat 3 penaltiuri atunci. Asta a fost ghinionul lui, în fața lui Mutu. Da. Știi cum am cunoscut, vorbind de Nicu Croitoru? Eu am făcut pentatlon, făceam atletism. Da. Și în clasa, când eram eu în clasa a noua... Te vedeam, eu jucam tenis și tu da, alergai era pe marginea fiecare cu sport. Lapului. Da, tu ai rămas cu tenisul, eu da. Am trecut la not, că e mai greu cu atletismul la vârsta asta. Și când eram eu în clasa a noua, el era mai mare și a participat la pentatlon. Și atunci am intrat eu în contact cu acest sport, după care eu i-am luat locul, în sensul că în clasa 10, 11 și a 12, eu am participat la pentatlon și am fost și campionat județean și am fost la naționale. Și atunci l-am cunoscut eu pe el ca un mare sportiv, el jucând și fotbal, fiind polivalent. Polivalent. Și cred că și în divizia B. Polivalent. După care a făcut IFS-ul. Polivalent, da, un profesor. Visul lui a fost să fie antrenor de fotbal. Și a reușit. S-a reușit, da. Chiar dacă profesorii de la Carabela trăgeau de el să dea la politehnică, la fizică, la oriunde putea. Asta că m-am dus la politehnică era... și oricum n-am fost inginer și măcar o zi. Un băiat foarte inteligent. Da. Uite, vorbeam și de... Și sunt mândru că am fost coleg cu el. Dar mi-ai mai spus de alți oameni. Păi mai sunt Alina Buțcu, de exemplu, colega noastră, da. Are clinică în Canada, în Toronto, este medic și are clinică privată chiar în centrul orașului Toronto. Uite, nu mai știam nimic de... Da. Anul trecut dacă... a venit, am avut o revedere și a venit. Domnul Buțcu a fost director mulți ani la noi la Carabela. Da. A fost... Dar mi-ai mai spus de cineva care e un mare medic în Statele Unite? Dan Gavrilă. Dan Gavrilă. Da, el a făcut liceu sanitar. Da? Și a plecat în 93, a plecat în Statele Unite, este medic în Seattle. Da? Și el și soția lui, iar el este medic chirurg, operează copii cu malformații direct în pântecele mamei. Mami, incredibil. Da, da. Este fantastic ce poate să facă Dan. Joacă și tenis. Așa, și e și pilot de Formula BMW. Uite-mă. Da, a promis că vine anul ăsta în țară și să încerc să-l aduc la oamenii cetății la aici. La acest podcast chiar vreau să vă felicit pentru idee. Îmi place ce ați făcut, chiar dacă pe mine m-ați luat așa din oală. Dar cred că ăsta e și farmecul. Da. Noi o să avem multe surprize, adică pe acest scaun pe care te afli tu o să fie foarte fain, bravo, mulți oameni și succes. Și sunt sigur că foarte mulți dintre cei care se uită la televizor sau la podcasturi nu se vor aștepta. Că asta e ideea. Da, am înțeles. Dar toți avem ceva de spus. Sistemul. Da, păi... Bravo. Trebuie să venim, am încercat și noi. Fără politică. Da, noi n-am propus să nu vorbim despre politică și despre administrație, dar vorbim despre oameni. Cu siguranță că vor fi oameni și despre prieteni. Da, vor fi oameni politici care vor ajunge pe scaunul acela, dar fără să vorbească despre politică. Vom încerca să descoperim cine sunt oamenii din spatele funcțiilor pe care ei le dețin. Asta avem noi, să sperăm că ne și iese. Încercăm 100%. să creștem așa ușor. Carabela a mai dat, tot vorbeam despre liceul Carabela pe care l-am absolvit amândoi. De exemplu, Gabriel Comănescu a fost coleg cu mine clasele a 9-a și a 10-a la Carabela și acum deține una din marile firme, cred că cea mai mare din Constanța,
noastre. Valentin Gabriel Comănescu. De filme. El era din Doicești, dar venea la Târgoviște foarte des. Și ce filme? Ce filme? Pe ce? Grup Servicii Petroliere. Are inclusiv platforme petroliere, extrage petrol și acum se pare că va extrage și gaz. Eu n-am mai vorbit cu el de foarte mult timp. Poate reușim să... sau tu, o să... avem mulți oameni de descoperit la oamenii cetății. Da, da, da. Hotelul Vega de la Mamaia e al lui. Habar n-am avut. N-ai știu, eu am stat acolo, dar n-am avut habar. Are și avion personal. Bine, e clar că are multe lucruri. Eu mă bucur că Gabriel a ajuns oamenii au reușit de departe și a reușit. Deci e o firmă, una dintre primele 10 companii românești la ora asta. Uite, exact, sunt oameni care și-au văzut și de treaba lor. Și de la Carabela. Da. Oameni care și-au văzut de drumul lor, da. Care și-au văzut de ceea ce și-au dorit să facă și care nu au apărut în spațiu public pentru a-și face nu, e mai retras. Da. Da. Noi avem, intrăm în contact tot timpul, mai ales pe națională, cu pseudo-vedete, da? Așa, între ghilimele. De oameni care vor să-și facă imagine, dar și nu contează în ce fel. Ei apar și este de ajuns pentru ei să apară pe sticlă. Da. Când tot vorbeam de Carabela, să ne-l aducem aminte pe domnul profesor Stoicescu de chimie. De chimie. Care cam terorist, făcut, domnul Stoicescu. Ne-a făcut zila mare, păi tu ai fost coleg cu fica lui, da, care, cu Alice care este un medic stomatolog, medic stomatolog la București, o doctoriță foarte bună. Dar știi ce noroc am avut, nu? Ea a făcut volei de performanță, a jucat inclusiv în divizie, da. Alice. Și o bună prietenă, uite, n-am mai vorbit cu ea de câțiva ani. S-o chemați, odată, vă dau eu contactele. Am toate contactele posibile. Domnul profesor Stoicescu, eu nu l-am avut ca profesor, că l-am avut-o pe doamna Bulgăre. Și eu tot pe doamna Bulgăre. Dar stăpat de chimie. N-am excelat niciodată. Era cam terorist, așa. Da, păi, dacă ții minte, trebuia să avem matricola și niciodată în Adidas și cravată. Ții minte? Ai venit în Quantum Sport, nu? Ți-am cerut voie. Am înțeles. Și matricolă, parcă aici ți-ai pus o matricolă pe umăr, dar e mică. Am lipit-o de la un alt. E mică. Deci ai rămas așa pe... Da. Ce vremuri. Și trebuia să fii tuns. Cum era? Cum era cu tuns? Două degete. Două degete, da. Dacă aveai mai mult, te duceai... Și acum Carabela știe, două degete. Se închidea poarta și nu mai puteai să ieși decât la ora două, când se terminau cursurile. Iar la Cinema Independența, dacă ții minte, veneau comisii și vedeau dacă ești în timpul orelor sau nu. Și pun baruri. Și venea domnul Dumitrache, profesorul de limba română, care era și redactor la ziarul Dâmbovița. Da. Făcea controle, se oprea filmul și vedeau elevi. Păi și până n-avea barul ăla, până intim și pe unde mai erau, acolo mai, nu, mai ajungeam. N-am frecventat barurile decât după liceu. Mai căutau, da, eram urmăriți, așa este. Da. Acum am aminte. Da, uitați, un profesor m-am mai Dumitrache de limba română. Profesor Dumitrache era un foarte bun profesor. Da. Nu l-am avut nici pe dânsul. Decedat. Da. Când vorbeam noi de ce s-a întâmplat, cum a fost cu prima discotecă din Târgoviște? Tu ai făcut-o? Au mai fost discoteci. Au fost discoteci pe vremea lui Ceaușescu. Era discotecă în Micro 6, ținea la Gigi Milea, dacă ți-mi minte. La clubul studenților acolo? Nu aveam universitate, nu aveam facultate. Casa Tineretului. Da, Gigi Milea dădea muzică atunci. Era Leu, da. Care între timp a decedat, Dumnezeu să-l ierte, și dădea discotecă la Sindicate, sus. Da. Ai prins acolo? Da. Și Lucică la Casa Armatei. Discoteca de la Casa Armatei, unde era Lucian Cornea, DJ. Da, mai mă întâlnesc cu Lucian. Da. El tot cu muzica vremuri, asta. Dar hai să-ți arăt ceva, fii atent. Știi ce am eu aici în buzunar? Cea mai bună muzică o avea Bogdan Bănică. Era regele muzicii și erau Gigi Mila și... Fii atent, am aici ceva.
la, în buzunar? Nu știu. Ce am eu în buzunar? Păi nu știu. Mare. Nu, eu am ceva în buzunar. Nu știu. A fost pe fugă, noi am vorbit în scurt așa, dar și tu am văzut că te-ai pregătit cu niște chestii, ai venit cu un teanc de lucru, dar nu mergem acum acolo, nu mergem acum, le-am înșirat undeva în spate, imediat după ce. Și m-am apucat și eu repede să caut prin eu am strâns repede în alea 10 minute pe care mi-ai lăsat. Te-ai mișcat foarte bine și o să le arătăm. Fii atent ce am aici. Ia să filmeze colegul. De unde ai luat așa ceva? De la tine. Este, pe vremuri. Da. Vezi că e plasticată. Gringo 66 Disco Club, da. Legitimație de membru. Posesorul acestei legitimații beneficiază de intrare gratuită, e numărul 14. Gringo 66, deci care era la... Deci fost VIP? Eram, da. Da, da. Aveam pile la, cu numărul 14. La patron, ca să zic, da. Așa. Da, cu asta intrai. Din punctul meu de vedere, a fost cea mai tare discotecă care s-a făcut vreodată în Târgoviște. Era... și o chestie selectivă, pur și simplu. Da. La Cinematograf Independența, acolo jos, nu? Am încercat să păstrez o linie decentă și vreau să spun că la mine în discotecă nu s-au cântat manele niciodată. Bine, în vremea aia nici nu erau. Deci aia cu, gata cu țăranii s-au emancipat? Sau era păi așa pseudo, nu? Era mai muzică ușoară. Preludiu manele. Ia, uite aici. Da. Pune-o la colecție. Pune la colecție la tine. Să știi că mai am și niște fotografii de da? Discoteca. Băi, aveau o barcă acolo sus. Două bărci erau. Da, loci erau, când mai țin mițe, erau de plastic. Bărci erau din lemn. Din lemn? Loci. Da, refăcute da. Și le-am pus să pară un fund de mare. Așa era creată discoteca. Da. În 96 am dat drumul. Nu, 97, pardon, și am închis-o în 2000. În vara anului 2000 am închis-o. Da, 13 ani. Țin minte că la un moment dat cumpăram bilete la Independența, eu aveam holul de jos, foaierul, închiriat, pentru că ei altfel ar fi dat faliment și eu trebuia să cumpăr un număr de bilete ca să țină cinematograful deschis. Lumea nu mai venea la cinema, toată lumea avea video, DVD-uri, nu se mai, nu mai funcționa cinematograful. Și cumpăram bilete tocmai ca să-i țin în viață, să zic așa, plus chiria, și care nu era, era consistentă. Da. Nu era mică, dar... Altfel l-ar fi desființat și cred că... Bine, că ulterior s-a desființat, probabil. Dar acum... Păi da, 20 de ani a stat închisă. Din fericire, acum, iată, s-a făcut... O să merg și zilele următoare, vreau să văd, n-am ajuns încă. Este deosebit cinematograf, da, este unul dintre cele mai frumoase și mari din România. Abia aștept și mă bucur că s-a renovat, pentru că e în centrul orașului, e reprezentativ. Da, da. Iar filmul la cinema niciodată nu o să... Nu se poate să acopere, locuiască televizorul. Da, da, sau Netflix. Invers. Sau televizorul nu va putea niciodată să locuiască cinematograf. Cinema, rămâne cinema. Da. Da. Băi, uite, asta a fost... Vezi, poate... Cinefil. Vreau să zic din perioada aia că am avut odată la un concert, 3 Sud-Est. Eu am dat startul concertelor într-o discotecă în Dâmbovița. Au venit cei de la 3 Sud-Est. În 99 și vreau să zic că au fost 800 de persoane. Deci 800, dintre care 600 fumau. Aproape. Deci nu făcea față instalația de scos fum. Că tot vorbim... Atunci se fuma în interior. Dacă tot colegul nostru este pregătit să filmeze, eu m-am uitat repede și am discutat un pic despre ce ai adus tu acolo. Am pus mâna pe un bilet imediat. Un bilet s-a făcut cu ochiul. Imediat, dar ai două și arată impecabil. Deci este primul meu concert extraordinar la care am participat. Pentru că după aia a urmat, sau da, am devenit și noi capitaliști. Am avut. Primul concert la care am participat și care m-a făcut fericit, efectiv, și tu. Și, dar tu ai păstrat biletele astea, incredibil. Da, ce? Da, le țin. Am văzut că aici biletele. Competițiile. Ia câtă ce avem noi aici. Concerte. Și este impecabil. Este biletul la concertul lui Michael Jackson din 1 octombrie 1992. La care și eu am fost. Și observați că e în teren. Deci am stat... În teren, da. Da, la 10 metri. De... Acolo am stat și eu. Trecea, era brațul acela mobil care filma. Exact, acolo trecea pe deasupra. Da? Da, 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 da. Am zis că odată o să... Bine, avea o rază de 10-15 metri, da, brațul respectiv. Pentru cei care nu știu, că sunt mulți tineri,
este ceea ce s-a întâmplat atunci, în 1992, este incredibil, așa ceva. 70.000 de oameni. Ulterior s-a mai, da, a mai fost un concert tot Michael Jackson. Am fost și la acela, dar mai am biletul. Da, ăsta a fost ceva unic și da, am și făcut o poză. Te rog. Deci, incredibil ce s-a întâmplat atunci. A fost, mi se pare că concertul chiar este pe înregistrat pe YouTube. Înregistrat pe YouTube. Da, da, da. Nu are fidelitate foarte și ăla din următorul, care a fost în 96, parcă, nu? 96. Arată mai bine. Îți mulțumesc pentru amintirile pe care mi le-ai produs văzând, deci, acest bilet. Pentru că m-ai invitat la emisiunea asta, îți fac și eu un cadou, biletul acela, că mai am un. Deci unul ți-l las ție să, ca de, să trebuie să-l pun în ramă și îl punem în birou. Dacă tot Ionuț este pregătit, aș vrea, hai să trecem la ce mi-ai adus tu acolo. Ce să zic, aici la campionatul european, dacă țineți minte, când am bătut Anglia, 3-1 la Charleroi, biletul de meci, când au plecat englezii cu coada între picioare. I-am bătut în ultimul minut, 3-2 a fost. Da. Am văzut că ai de la campionat din America, ai meciurile cu Columbia. De la Monte Carlo, în 2002, a câștigat Schumacher. Sper să se audă până acolo. Lasă-l pe colegul să filmeze și... Și aici, de când am deschis magazinul Gringo, așa arăta înainte. Magazinul Gringo din centrul la non-stop, nu? 92, da. Anul ăsta împlinește 30 de ani. Auzi, e non-stop și acum sau au închis non-stopul sistemul? Nu, este închis din cauza pandemiei. Păi nu, era bancul ăla, cu închide la non-stop. Să știi că s-au... Va fi din nou non-stop, probabil, după ce s-a terminat cu... Hai. Mai am de la clubul de biliard o poză, dacă ții. Așa, băi, da. În Micronou, primul club de biliard din Târgoviște, eu l-am deschis în 95, cu 5 mese și o sală de jocuri am avut atunci. Asta e fica mea, la mică, masa se vede că e profesională, Brunswick, sau Brunswick, cum îi zic Brunswick. Care e cel mai important bilă de acolo? Păi am Roland Garrosul cu Simona Halep, 2017. Ah, când... da. Da, mă, tu ești cu tenisul în continuare, tu ești cu lucrurile astea frumoase. Deci se vede, sunt semifinalele și la băieți și la fete. Am fost acolo și pe Nadal și pe Djokovic. Federer n-a participat în anul respectiv, eu sunt fan. Hai, așa la masă, să povestim, să mai povestim. Am plecat de la Carabela, Gringo și la Carabela și am ajuns și uite, la toate meciurile astea. E interesant. M-ai surprins foarte mult cu toate biletele astea pe care le-ai ținut și sunt sigur că sunt doar o parte dintre ele. Cu poze, foarte multe. Poze de acum 30-40 de ani. De la Wimbledon. Da? Am fost la meciul Simonei Halep când a câștigat Wimbledon. Am văzut-o pe Sirina. Am văzut Federer cu Djokovic în cea mai frumoasă finală din istoria Wimbledonului. În ce an era? 2019. Și vreau să spun că am stat un set în primul rând. Vezi că ai multe povești interesante. Șansa să-l văd pe Federer de la 3 metri. Acum? Și pe Djokovic, care e un mare sportiv, dar eu sunt fan Federer. Da. Mă gândeam că... Și Simona Halep și Sorana. Așa, Sorana. Ia povestește despre Sorana. Păi, ce să vă spun? Sorana a început tenisul cu antrenorul cu care am început și eu. Bine, ea fiind mult mai mică decât mine. Cu Sorin Erlich, un foarte bun antrenor. Da. Foarte, foarte așa bun. Așa este. Și ea juca sub ochii noștri, practic. Era o fetiță simpatică și venea și foarte talentată. Mama ei cu doamna Liliana tot timpul acolo. Talentată și foarte muncitoare. S-a și văzut că ea foarte mult și muncește. Serioasă, este foarte serioasă. Eu am și poze cu ea mai multe și îmi place. Ne dorim să o avem invitată și pe aici, la Oamenii Cetății, dar trebuie să o prindem acasă. Este sfert finalistă de Grand Slam, ceea ce nu e de aici de Corea. Știți că Târgoviștea, 30 și ceva pe harta tenisului românesc,
este a patra sau a cincea forță. Deci campioni naționali pe care i-a dat Târgoviștea sau județul Dâmbovița se întind pe vreo 40 și ceva de ani. Domnul Ion Stănescu, răposatul Ion Stănescu, cel care a fondat, de fapt, baza de tenis, s-a fost deschisă în 77, Țiria Catea Panglica, și apoi continuată de... Trecea din Parochindia, nu? Da, da, da. 77 s-a deschis. Era una din cele mai bune baze de tenis din România. Veneau și de la București să se antreneze mulți campioni, Sorin și Geantă, Sorin Erlich și Geantă, Ion Geantă, au fost antrenori aici, au jucat tenis și campioni naționali și vicecampioni europeni, Ionuț Șesu, din păcate a decedat și el, un mare talent, se spunea la, pe care l-a luat Dinamo la 12-13 ani, că va fi a doua rachetă după Ilie Năstase. Unul din cele mai mari talente pe care le-a avut tenisul masculin românesc. Dar tu te mai ocupi cu tenisul aici? Sorana, campioană națională și jucătoare top, top 20. Ne mândrim cu ea, este a doua jucătoare a României în momentul de față după, după Simona Halep. Da, da. Și mă gândeam la tenis, că tu joci în continuare tenis și te ocupi și de organizarea de competiții asta mai pe aici, nu? Ce competiții? Da, ce eu organizez de zilele cetății. În ultimii 14 ani eu am organizat turneul de tenis amatori. De amatori, deci da. Nu de jucători. Și vin oameni de la 30 de ani până la 75 am avut acum, pe 74 domnul Costică Graur, că îl cunoști pe domnul Graur. Da, da, da. Și care a și câștigat de altfel la categoria lui de vârstă la dublu. A câștigat categoria, dar au fost mai mulți înțeleg care. Nu, e o categorie peste 50. Ah. Și el împreună cu Nicu Ichim, care și el a fost campion național la 14 ani, Nicu Ichim. Deci, mare jucător. Cineva care... Liviu Iliescu, mare jucător. Sunt toți prietenii. Cătălin Țica. Și Cătălin. Nu, dar știi ce mă surprinde? Că mie mi se pare nu prea ok peste 50 de ani. Pentru că la 50 de ani suntem noi. Și ce să compare unul care e cu 20 de ani? Compensează cel de 74. Că joacă cu unul de 50. De 50 care este foarte bun. Și a fost echilibrat. Nu e prea corect, adică... Țin minte că în finală l-a bătut pe domnul Jijie, fostul prefect, da, care a jucat cu Tomiță. Da, prietenul domnul nostru, Constantin, fostul fotbalist. Fost fotbalist, asta știi, da, că noi chiar mă uitam că avem foarte mulți oameni care încă fac sport, veterani, putem să spunem, foarte care mulți. Particip foarte mulți. Păi și la turneele astea... Cred că ăsta e și motivul pentru care și tu arăți așa de bine, nu? De menții. Dar joc tenis de 4-5 ori pe săptămână, schiez, iarna, bineînțeles, că noi ne-am întâlnit și la schi. Ne-am întâlnit știu și la schi. Știu că ești pasionat și frecventezi au părtile din Austria și Italia. Mă duc să mă relaxez. Eu mă duc să mă relaxez, dar anul ăsta și anul trecut am ratat. Cel puțin anul ăsta până acum am ratat. Eu am reușit, tocmai ce m-am întors acum din Austria. Pârtile goale. Mi-a dus și niște zăpadă. Un pic, uite, ai văzut la noi, a fost ca primăvara asta. Avem iarna asta. Zăpada nins. Da? Și acum ninge la Sinaia, m-am uitat pe camere și pare că ninge. Merge și noi la Sinaia. Încerc să ajung și eu cât de curând, dar uite, ne-am apucat de făcut interviuri. Vreau să subliniez faptul că aceste competiții, vorbeam de, ne întoarcem la tenis. Da, la tenis. Noi trecem de la una la alta, dar organizez și turnee de copii și promovăm chiar tenisul pentru copii în Târgoviște. Și au început să vină. Ultima oară au fost 27 sau 26 de copii sub 12 ani. Iar anul acesta o să organizăm și sub egida FRT, turnee, două. Federația Română de Tenis, da? La baza Vasconii. Doamna Anca Ciupercă ne ajută foarte mult. Organizează și anual tot sub egida FRT. Eu mă ocup, sunt directorul de turneu. Și vin oameni din toată țara, de la 30 de ani în sus, e unul din turneele de top, ca să zic așa, în privința premiilor.
Anca Ciupercă, se numește Memorial Nicu Ciupercă, de anul ăsta va purta numele Turneul Nicu Ciupercă. Un mare iubitor al sportului și iubit tenisul și din păcate nu mai este alături de noi. A pus un balon care pe noi ne ajută foarte mult. Mai avem un balon la domnul Pavaș, în Priseacă. În Priseacă, da. Sunt două. La Sagricom și în Priseacă. Cam puține, dar totuși ne reglăm. Poate se joacă până la orele 11. Poate mai sunt oameni care vor să investească și în zona asta, pentru că înțeleg de ce spui tu, că vin oameni din urmă pe sport la ora asta. Adică copiii sunt pasionați să facă sport, sunt împinși, sunt ajutați, sunt susținuți la ora asta să facă sport, să facă tenis? Sportul acesta e mai mult privat. Adică trebuie să plătească părinții. Federația mai puțin. Și părinții sunt interesați? Tinerii. Da, sunt mulți care... Deci avem, vin oameni din urmă, vin tineri din urmă, foarte mulți, totuși mulți se pierd la 12-14 ani acolo. Avem campionul național, de exemplu, de anul trecut, de la 18 ani, este Radu Papoe. Am scris și noi despre el, da. Fiul mare lui talent. Cătălin, tatăl lui a jucat tenis când, în tinerețe. Foarte bun. Știi de ce jucător? Cred că se pierd? Pentru că taicăsul îl antrenează. Da? Acum este la o universitate în America. E un, deci se investește copil în el, nu? Foarte, foarte bun. Da, păi, el joacă tenis acum în America, în sistemul universitar de tenis. L-așteptăm să-l vedem pe turnee mari și acolo, în top 100. Mă gândeam de ce mulți, vezi, aici a avut un exemplu din familie. Tatăl său jucând tenis și are antrenându-l, normal că l-a susținut în continuare. Eu zic că problema apare tot de la părinți, la 12-14 ani, când părinții spun, băi, gata, hai că începe examenele, hai că te să duci la școală, da, hai că să-ți faci un viitor, că în tenis nu ai. Și atunci, din momentul ăsta, cred că se rupe ceva, dar nu Federer, pleacă de la copil, cât pleacă de la... A abandonat școala, a avut profesori privați care au stat cu el, mergea în turnee și făcea și școală. Federer era și bogat și elvețian. Păi bogat a fost. Da? Nu, bogat a devenit. Aha. Uite, sunt idei. Eu mă bucur că tenisul în continuare are viitor aici și chiar mă bucur că sunt oameni dedicați, ca și tine, care fac asta din suflet, neplătiți, din potrivă. Ești un om care încă mai bagă bani în zona asta, ca să ajute, bineînțeles. Da, pe mine mă sună prietenii, colegi, când mai facem un turneu? Stați un pic, că nu e așa de simplu. Sunt cam 4 turnee pe an de old boys. Acum old boys înseamnă de la 30 de ani în sus. Înainte era de la 35. S-a coborât puțin vârsta. Gringo, suntem prieteni de o viață, facem lucruri pe aici. Ți se pare că Târgoviștea este orașul în care nu se întâmplă nimic? Se întâmplă multe. Dar nu sunt cunoscute multe lucruri. Ce ar fi de... Eu știu, hai să mai și povestim așa, mai... Hai să mai și râdem. Spune-ne ceva care merită să fie aflat din underground-ul ăsta. Bagi în ceața. Nu? Nu vrei? Ți-a frică? Nu. Care e cea mai... Nu e frică de nimeni. Nu, vreau să spun altceva. Care crezi că a fost cea mai interesantă nuntă care s-a produs pe aici, așa deosebită, ca și număr de invitați, ca și invitați, ca și personalități, ca și vedete, ca și pseudo-vedete, ca și nu știu, apropo de cancan, că tu le știi și acum trebuie să scot și altceva de la tine. Nu știu, la capitolul nunții. Nu? Au fost multe. Nu ale tale. Nu, ale mele nu. Tu acum ești liber de contract, nu? Adică că vreau să-ți faci un pic de reclamă. Vai, ce bine arată omul ăsta, face sport. Ia uite, ești și liber de contract, nu ești căsătorit. Bravo, frate. Da. Aruncăm năvodul. Ce să faci? Noi, glumim. Da. Nu știu, au fost foarte multe nunți. Nu pot să identific una. S-ar supăra ceilalți. Și sunt nunți unde poate. Eu n-am participat și nu pot să îmi dau cu părerea. Marile nunți înainte se făceau la Dragodana. Dacă marca număr de persoane, zici tu. 700 de persoane. Păi și acum se fac tot acolo, că mi se pare că sunt tot cei mai mari. În ultimul timp am văzut salonul cel mai mare este la Nova 2. La Da, și ăla este, într-adevăr. George Beju. La Solarino, iar sunt nunți frumoase. La Del Ponte, unde și eu am făcut o nuntă
crecă frumoasă. Da, sunt... Ce urmează? Ce planuri ai, Grigo, de viitor? Ce ai tu de gând să mai faci anul ăsta, anul viitor? Încerc să construiesc. Da? Da. În primul rând vreau să îl construiesc pe fiul meu să joace tenis. Investește în el timp? Da, da, da. Are antrenamente aproape zilnice. Cu tine? Și sau și cu altcineva? E în aceeași echipă cu fiul Ancăi Ciupercă, cu Radu. Și au un antrenor foarte bun, pe Andrei Lăzărescu. A antrenat în Germania la Academia lui Geantă, de la Essen. Să vedem. E destul de greu. Mai sunt niște copii buni cu care se antrenează și face meciuri. Cei doi sunt antrenați de Dragoș Ivan, iar un jucător foarte bun de tenis și antrenor și profesor de sport. Iar la Palaș Valentin se ocupă și scoate, se pare că scoate cu ceva bun. Da? Da, da, da. Muncește cu câteva fetițe. Și de mers la competiții? Deci s-a întors din Austria, unde probabil câștiga foarte mult și a venit să antreneze în România. Deci gândiți-vă că... Aici la noi, la Târgoviște, are, aici, da, la noi, la tenisul Târgoviște are potențial. Iar Târgoviște, v-am zis, pe harta tenisului, să nu mai vorbim de Florentina Curpene, campioană națională în anii 80, tot de la Târgoviște. Carmen Ilinca, nu știu, s-ar putea să nu le știi. Florentina Curpene a jucat în Germania. De-aia vreau să-i amintim acești oameni, să ne amintim de ei. Foarte buni jucători. Breazu, la fel, cu cei doi băieți ai lui, ambii foarte buni. Unul a jucat în America, s-a antrenat la Miami, Vlad Breazu, și acum e Machie, îi calcă pe urme cel mic. Uite, copil talentat. Mă bucur că auzim despre și de Duță, de Vasi Duță, iar e foarte bun. Tu le știi pe toate, de-aia te-am chemat. Că tu le știi pe toate. Lorentina. Spune-mi, la ce competiție ai de gând să mergi anul ăsta? Adică, ca și... Vreau să merg la Roland Garros. Să te bucuri de... Da. Să fii în tribune acolo. Simona și Sorana, eu zic că nu mai au foarte mult de jucat. În jur de 34-35 de ani se cam termină. Acolo e terenul unde se simte cele mai bine, nu? Zgura. Mai bine. Zgura. Gândiți-vă că Simona a câștigat la Wimbledon, unde se joacă pe iarbă, iar România nu are niciun teren pe iarbă. Deci ea n-a avut unde să se antreneze pe iarbă. Mingea sa are total diferit. E alt, pot să zic că e alt sport. Din cauza, e foarte rapidă suprafață. Și s-o bați pe Serena Williams în 52 de minute, într-o finală, nu e de colea. Iar Sorana se simte cel mai bine pe zgură. Ea este, da, antrenată pe așa zgură. Ele așa au fost formate, așa au crescut. Da, așa aveam, da, noi terenul. Da, da. Și multe între ele sunt... Sorana mi se pare că are un potențial foarte bun. Iar acum a fost foarte aproape de sferturi. S-a schimbat. Eu zic că a avut ghinion, dacă ați văzut... În sensul că a evoluat mult. Cred că a lucrat mult la mental. Pentru că loviturile sunt... Și Simona când a avut declin, cu tot pe mental a lucrat, nu? Da, da, da. Sorana și-a găsit cadența, cred eu. Mie mi-a plăcut tenisul jucat de ea. Acum la Australian Open. Cred că e destul pentru prima noastră întâlnire. Mulțumesc pentru invitație. Vă doresc succes în continuare. Îți mulțumim că am fost printre primii invitați, deși am rămas uimit că eu nu sunt nici vreun VIP local, nici... Cunosc multă lume, mă cunoaște multă lume, dar... Bă, te încadrezi la oamenii cetății? Sunt un cetățean al cetății, mai ales că sunt vecin cu cetatea. Deci, unde se află cofetăria Gusto Giusto, spațiul este făcut de mine și doamna de acolo este... Chiriașa mea, o fată foarte serioasă și foarte implicată și care a dat viață locului, da, acela. Da, am veselit locul. Vecin al turnului Chindiei, ca să zic. Așa. Vă mulțumim. De pământ. Deci îți mulțumim, Marian Grigorescu, Gringo. Mulțumesc sau Grigo. Și eu, domnul Jorge. Așa, eu sunt ăla. Vom ne bucurăm încă o dată de această emisiune. Este o emisiune prietenească, cu prieteni în care povestim lucruri, să ne amintim lucruri și... E o șuietă. O șuietă este. Păi ăsta e podcastul și noi chiar vrem să facem altceva. Da, te rog frumos.
Îți mulțumesc pentru prezență. Dragilor, mulțumesc și eu și succes. Mulțumim frumos. Oamenii cetății se încheie acum, aici, dar ne vom revedea săptămâna viitoare cu un alt invitat sau cu o altă invitată, pentru că avem multe de aflat, avem mulți oameni de descoperit. Vă îmbrățișez cu drag. Cred că e bine. Da, cred că e și bine. Da, e și bine. Da, și un pic de emoții.